Te rog frumos. Deci pleacă de la două numere pătrate perfecte da. Și le ia el, le adună și găsește numărul 29. Și spune să se arate că 29 se scrie ca o sumă de pătrate perfecte, punctul A. După care la punctul B zice să se scrie 29 la puterea neapărat, ce fel de putere? Impară. O putere impară. Neapărat la putere impară, că dacă ar fi la putere pară, când înmulțim acolo, nu mai ai rost de 2, nu mai faci rost de 2. Deci de aceea 29 la puterea, dă tot putere. 57. La 57. 29 la 57 egal cu sumă de pătrate perfecte. Iată că am pus un exercițiu acum. Ștefania, care nu știe greșițiu, zice, ce faci, ce fac? Ce să fac? S-a apucat și zice. Unul la a doua. Deci, zice, luare 29 este egal cu 1 la a doua plus, plus cât? Plus, ne mai rămâne 58. Nu, de la 29, 28, da? 29. Plus 28. Și 28, 28. Semn de întrebare, nu-i pătrat perfect. Ce părere rău îi pare, n-a nimerit-o. Iar ea din nou, 29, egal cu? 2 la 2. Da, plus? Plus 25. Plus 25, 4 2 la 2. Da? Și el merge. Și el merge. Că zice, oh, ce fericită sunt acum. Și egal cu 2 la 2, plus? Cu 2 la 2, plus 5 la 2. Deci tu l-ai compus. Ea nu știe da. Și acum s-a apucat de rezolvat. Da. Și ai văzut cum a mers? A mers cu 1, cu 2, l-a numerit pe 2. Dacă nu mergi cu 3, cu 4, până când dă peste suma aceea de pătrate perfecte. Și acum, știind asta, trebuie să ia deoparte. Știm că 29 este egal cu fiind de atât 2 la a doua plus 5 la a doua. Și ce face ea acum mai departe? Acum, 29 îl mai putem scrie ca 29 la întâia. Păi este 29. 28. Deci mulțim ambii membri da. Acum, ca să ajung la 29 la câta? Eu trebuie să ajung la 29 la 57. Și am dat 29 la întâia. Cu cât trebuie să mai înmulțesc ca să ajung la 29 la 57? La 29 la 56. Cristina, da? Da, da. Deci ca să ajung la 29 la 57, fiindcă am un 29 la întâia, mai trebuie un 29 la 56. La puterea 56. N-am primit. Și zici, Ștefania, te rog, echivalent. Și acum, echivalent. 29 la întâia ori 29 la 56 egal cu 2 la 2 plus 5 la 2 totul de mulții cu da, totul de mulții cu 29 la 56 echivalent. Acum, echivalent cu 29 la 57 adică cel care trebuie muncit, găsit, egal cu egal cu 2 la 2 ori 29 la 57 plus 5 la 2 ori 29 la 57 echivalent cu 29 la 57 egal cu acum pe 56 trebuie să scriem ca 2 ori ceva adică poți să, ca să vezi, împarți pe 56 la 2. 28, 2 ori 28. Deci este egal cu 2 la a doua. 2 la a doua ori 29 la 2 ori 28 plus 5 la a doua ori 29 la 2 ori 28. Adică e echivalent cu 29 la 57 egal cu 2 ori 29 la 28, totul la 2. 2 ori 29 la 28 a, da. Și totul la a doua.
Adică 2 aici ăsta și cu 2 ăsta vine totul la 2. Da? Da. Plus? 5 ori 20. Nu, dar i-a spus 2 ori 29 la 28. 2 ori 29 la 28, a zis bine. Eu am scris prost. I-a zis bine. A fost de atent. Știi de ce, Cristina? Pentru că 29 la 2 ori 28, scris 29 la 28, totul la 2. Și fiind și ăsta la 2 și la 2, așa, plus 5 ori. Plus 5 ori 29 la 28, totul la 2. Iată că a reușit. Deci ai ieșit sub un pus de tine, când Ștefania l-a rezolvat. Acum, am învățat nu numai să rezolvăm, am învățat și să compunem ieșiți în timpul ăsta. Da? Deci, practic, ce faci? Iei două pătrate perfecte, vezi ce număr ai și îl ridici totul la puterea impară. Important la putere impară. Că dacă ridici la putere pară, când înmulțești și înmulțești cu un număr impar aici. Și al nu mai scrie 2 ori. Da. Ăsta e motivul. Am făcut ieșirea și s-a intrat și tu în mână. Și acum să ne ducem la subiectul 3. Da. Am făcut două subiecte. Am tot lărgit discuția aici. O să vezi filmul. Am și compus de ieșiții. Da. Am mers pe varianta asta. Așa facem la profund. Nu ne mulțumim să facem ieșiții și plecăm mai departe. Ci încercăm să și compunem. Ne punem în pielea... E subiectul 3. Da. Ia să vedem la subiectul 3. Subiectul 3. Te rog. Se consideră 5 numere naturale diferite. Fie 5 numere naturale diferite, care dau restul 4 la împărțirea cu 7 dau restul 4 la împărțirea cu 7. Și acum demonstrați că suma a oricare două dintre ele dă restul 1 la împărțirea cu 7. Deci să demonstrăm că suma a oricărei două dintre ele dă restul 1. Demonstrați că suma a oricăror. Două dintre ele dă restul 1 la împărțirea cu 7. Da, suma oricăror două dintre ele dau la împărțirea cu 7 obține restul dintre ele la împărțirea cu 7, sau la 7, la 7, obținem restul 1. Foarte tare este. Primul a fost ușurel, al doilea un pic mai greuț, al treilea acum începe. Și cred că al patrulea e și mai greu. Da. Așa aștept. Foarte frumos. Și al cincilea? Nu. Patru. Deci, să încercăm să înțelegem problema. Fie 5 numere naturale diferite. 5 numere naturale diferite. Da. 5. Adică, să spunem... 1. A1, da. Primul număr natural. B. 2. Nu. A1, A2... A3, A4, A5, 5 numere naturale diferite, care împărțite la 7, dau toate de fiecare dată restul 4. Da. Da? Dau restul 4. Știți voi, puteți să-mi dați un exemplu de număr care împărțit la 7 să dea restul 4?
Dați-mi un exemplu de număr care împărțit la 7 să dea restul 4. 32. Să vedem dacă are dreptate mama. Dacă 32 împărțit la 7, ia să vedem. 32 împărțit la 7 egal cu, deci de 4 ori, nu? 4 ori 7, 28. Și iată, 4. Foarte bun. Excelent. Fără de v-ați mai luat mama la olimpiadă. Da? Dar cum s-a gândit mama? De unde a venit ăla 32? 7, 4, 28 și cu 4. A făcut invers. Am făcut regula invers. Sigur că da. S-a prins de poante. Deci am luat multiplu de 7. De 2, de 3, de 7 ori, nu are importanță, și la care au pus restul. Câte ori am împărțit cu restul, așa este. De împărțit, egal cu împărțitorul, oricât au pus restul. Deci de împărțitul, asta e tehnica care a aplicat-o bunisic, nu ne-a spus așa, dar noi am înțeles că asta a vrut să fie făcut. Deci de împărțitul, egal cu împărțitorul, oricât au pus restul. Și a luat, pe împărțitorul îl știe 7, deci de împărțitul, egal cu 7 ori câtul, plus restul 4. Și câtul modificăm și găsim cât vrem noi, câte numere vrem. Deci, l-am luat pe cât? 4. 7 ori 4, 28 și 4. Putem face pe multe. Hai să zicem, un C1. Un C1 care să fie? Luăm un C1. C1, un cât? 5. Da? 5. Și atunci, A1 ar fi, în cazul de față, cât ar fi A1? După modelul cum vrem noi, 7 ori 5, 35, și cu 5, 39, nu? Și cu 4, pardon. Și cu 4. Da? Și cu 4, de restul 4. 39, apoi. Dați un alt cât acolo. Am luat 5. Hai să luăm, cum a zis mama mai devreme, 4, nu? 7 ori. 7 ori 4, 28. Plus 4, 32. 32. Am un număr. Dați un alt număr. 2. 2. 14 și cu 4. 18. 18. Altul. 9 plus. 9. De ce 9? 7 ori 9. Aha, da. 63. 67, da? Deci e bine. 7 ori 9, 63. Și cu 4, 67. Sigur că da. N-are importanță mai mare, mai mică. Sunt 5 numere la întâmplare. Diferite însă. Nu cu același cât. Deci nu mai luăm încă o dată 32. Nu mai luăm încă o dată 18. Fii diferite. Păi dați-vă încă unul. Cu 6, a făcut 6. 6, potrivit. 6 ori 7, 42. 2 plus 4, 46. 46. Deci am luat 5 numere, fie 5 numere naturale diferite, care dau restul la împărțirea la 4, la 7, restul care este 4. Da? Nu e grea prin urmă, că trebuie să... Păi, dar abia o pornim. Deci n-am făcut-o. Deci abia o pornim. Deci fie cele 5 numere naturale, da? 5. Diferite. Sunt diferite. Și acum, suma oricăror două dintre ele, deci primul cu al doilea, primul cu al treilea, primul cu al patrulea, primul cu al cincilea, al doilea cu al treilea, al doilea cu patrulea, al doilea cu al cincilea, oricare două trebuie să le luăm între ele și ne dăm un număr când ne adunăm și numărul pe care îl obținem la împărțirea la 7, când facem, ne va da restul 1. Asta trebuie să dobândim. Deci, demonstrați că suma a oricăror două din ele. A oricăror două din ele. Luăm două la întâmplare? Hai să vedem. Care vrei tu? 39. 39 plus? 46. 39 plus 46. Adică ai luat pe A1 da. Și pe A5. Ne dă la 9 plus 6, 15, 5 creme, noi reținem, 3 plus 1, 3 plus 4, 7 și când reținem 8, 85. Le face 85, da. La 7. Da.
merge odată, 7 ori 1, 7 rămâne 1, coborăm pe 5, de 4 ori, 7 ori 4, 4, nu, pe restul nu merge. E adevărat, ce chestie! Deci împărțim la cât? La 7. Merge de câte ori, zis, o dată? De 14. De 2 ori, nu? 14. Deci rămâne 14, 15. Merge de 2 ori. Deci câtul este? 12, nu așa vine? Și restul 1. Deci la împărțirea la 7, mai facem o dată. Deci 7 din 8 odată, 7 din 15 merge de 2 ori și restul 1. Important nu e dat restul 1. Și dar acum să știți, facem 32 cu 67. Dacă nu le facem pe toate, e prost că ești făcut. Deci din toate variantele posibile, să le facem pe toate. Da. Și facem 32 cu 67. 39 cu 46 era, da? 39 cu 32, 39 cu 80, 39 cu 67, da? Deci cu toate variantele posibile. Nu facem doar două. Nu două la întâi, ci oricare. Că suma oricăror două. Deci oricare două din ele să le adunăm și să constatăm asta. Asta puteți termina voi acasă, da? Da. Dar Gigel știi ce zice din bancă? Le-ați ales dumneavoastră așa, pe astea. Trebuie să demonstrăm că indiferent cum alegem câturile astea, deci indiferent cum alegem câturile, deci păi, modelul ăsta, Gigel le încurcă tot timpul. Gigel este cel care îi gică contra. Da. Deci el este cel care nu e de acord. Că zice, am luat doi special. Au ce spun el. Le-ați luat speciale pe astea. De unde știu eu că într-o altă variantă de câturi luate, nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, cum am luat de acolo, 23, 29, 15, când dau câturile acelea, da. De unde știu că atunci merge. Și dacă facem chestia asta pentru Gigel, luăm altă serie, el spune, s-a întâmplat. De unde știu că pentru alte câturi, alte cinci câturi, care înseamnă alte numere, de unde știu că se întâmplă la fel? M-ați înțeles ce ne face Gigel? Deci Gigel ăsta, gică contra, ne-a prins la înghesuială și acum ne termină. Oricâte exemple am luat noi și pentru fiecare exemplu să luăm. Ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta. Deci oricâte am luat, da. Nu terminăm cu el. Deci cu alte cuvinte nu terminăm niciodată. Da? El are tot timpul motive să spui ce s-a întâmplat. Pentru că puteți face 39 plus 32 plus 8, adică tot așa. Putem, 32. Cristina, le luăm așa cum spui tu, pe toate variantele. Da. Dar el spune că numerele astea s-au întâmplat să meargă așa. Păi facem și a 6, și a 7, și a 8, și a 9. Nu. Luăm altă serie de 5. Altă serie de 5, modificăm câturile. Câturile acestea modificăm de numere. Avem el numere. Deci avem el câte 5 de astea, câte 5, câte 5. În concluzie, la fiecare 5 să luăm pe unul. Primul cu al doilea, primul cu al treilea, primul cu al patrulea, primul cu al cincilea, al doilea cu al treilea. Da? Și cu el l-a scos la capăt pentru că el, după ce am luat setul de 5 câturi, spune că nu e adevărat. S-a obrodit așa, s-a întâmplat să fie bine acolo. Da. Dar de unde știu că în alt set de 5 câturi mai merge? Și nu o scoate cu el la capăt deloc. Da. Deci asta e gică. Când noi vom condici. Deci noi trebuie să găsim un răspuns ca el să tacă. El nu tace. El are dreptate să ne chinuie așa. Noi trebuie să găsim o idee care să meargă în general. Foarte tare problema. Foarte tare. Abia acum problema devine frumoasă. Deci ați înțeles, am plecat la etapa. Să găsim noi 5 numere. Le-am găsit. Am văzut că merg, dar acolo nu două luate pe care vrem noi, ci oricare din ele toate câte două. Sunt acolo un număr de cazuri. Dar ce intuim este faptul că Gigel ne chinuie când schimbăm alt set de 5 numere cu calitatea asta. Deci nu epuizăm problema cu el. De aceea, că ce trebuie să găsim o idee deșteaptă. Căutăm o idee deșteaptă. Sunăm un prieten. Ceva trebuie să facem. Ce trebuie să facem acum? Știu.
Ce șapte? Se șterge tabla. Șterge tabla. Mai rar, mai calm. Da? Da, dacă nu rezolvăm tot, nu primim like și share, sigur că da. În timp ce o șterg, ce fac? Mă gândesc, sigur că da. Și dacă o șterg și rar, așa, e sistem, că nu mă, n-am mai ajuns cu ideea unde trebuie. Am vrut să fac și un tabel, dar nu pot, e prea interesant. Sigur că da, e momentul cel mai frumos al lecției. De aceea, la Prof Online, lecțiile sunt naturale, la prima citire aici, na, problema, sunt foarte frumoase. Ați ghicit ce face Gică Contra, deci el vreau să vă spun că are tot timpul ceva de comentat și pe bună dreptate. Că noi trebuie să luăm oricare numere naturale. Nu le. Tot acum când tot insist acum. Nu vă minte, când tot insist, o insist pentru ce motiv? Ca să o rezolv, sigur că da. Dar n-am încă ideea. Dacă nu am ideea încă, dar mă strădui acum. Deci eu cred că am să o fac. Cred. Este prima condiție pe care trebuie să o îndeplinească rezolvitorul. Condiția de a crede în el. De a fi pătruns de gândul că o reușește. Chiar și în fața camerei aici. Sunt acum cu spate la zid. Foarte dificil. Mi-ai pregătit-o, Ștefania. Eu ce am făcut? Vine cu subiectele astea ta. Ce vine ai tu ăla aici, nu? Da. Bun, hai să ce vreau. Ideea a fost așa. A1 să fie egal cu 7 ori un cât? Un număr. Un? C1. Hai să zicem un C1 plus 4. Nu mai particularizăm. Nu mai spunem câtul este 3, 2, 5, ci este 7 ori ceva plus 4. Al doilea este 7 ori cât? Ori un alt cât? C2 plus 4. Al treilea este 7 ori C3 plus 4. 7 ori C4 plus 4 și 7 ori C5 plus 4. 7 ori C5 plus 4. Iată cele 5 numere, fără să ne mai luăm, să particularizăm cât C1, C2, C3, C4, C5. În general am dat. Pentru că am scăpat cu ocazia asta de presiunea care o făcea Gigel asupra noastră. Vă spunea, zice, se brodește așa, că aveți voi baftă, luând C1, C2, C3 particulare, s-a întâmplat să fie când ne adunați două dintre ele. Și acum stai o clipă. Nu mai ne locuim pe C1, C2, C3, 4, 4. Dar nu mai e tot ce ne spune. Și acum, luăm oricare două din ele la întâmplare și corect ar fi să luăm primul cu al doilea, primul cu al treilea, primul cu al patrulea, primul cu al cincilea, apoi al doilea cu al treilea, al doilea cu al patrulea, al doilea cu al cincilea, 3 cu 4, 3 cu 5, este 2. Sunt o serie de numere. Sunt, cred că, 10 încercări. 10 situații. Cazul 1. Hai să vedem. Cazul 1. Luăm primul cu al doilea. A1 egal cu 7 C1 plus 4. Al doilea egal cu 7 C2 plus 4. Și atunci zicem A1 plus A2. Va face cât A1 plus A2 face 7 C1 plus 4 plus 7 C2 plus 4 și face 7 C1 plus 7 C2 face nu 14, nu pot să spun că este C1 și este C2, n-am voie să ne recuperi, îl pot aduna. 7 pe lângă C1 plus C2? Așa o să facem. Există 7 factori comuni, știm de asta, da? Deci egal cu 7 pe lângă C1 plus C2 plus 8. Nu, că 4 și 4 face plus 8. Fiu 8 ăsta îl scriu ca fiind 7 plus 1. Deci egal mai departe cu 7 pe lângă C1 plus C2 plus 7 plus 1 și egal cu egal cu ce fac acum? Ce fac?
am 7 și R plus 7, din ăștia 2, din ăștia 2, dau pe 7 factor comun. Încă o dată 7 factor comun. Deci dintre ăștia 2. Care e factorul comun care îl văd? Ăsta e 7, iar aici e 7. Da? 7 ori 1 aici, da? Da. Poți zic 7 ori 1 că faci 7. Și egal mai departe cu cine am să spun? Egal cu 7 pe lângă. C1 plus C2 plus 1. Plus 1 că din, dacă am scos pe 7 în factor, rămas aici Cristina 1. Așa? Și plus 1 la sfârșit. Ăsta de aici. Plus 1 ăsta. 1 ăsta cu albastru, da? Și plus 1 ăsta. Și plus 1. Ei, să notăm pe ăsta. Notăm cu un M și va fi egal cu 7. Cu S, uite ca să nu mă cer cu tine, că n-am timp. 7 ori S plus 1. Iată că 1 plus A2 este 7 ori ceva plus 1. Ce spuneți? Ce înseamnă asta? Că suma lor, suma două din ele, deci, atenție, suma lor dă un număr care împărțit la 7 are restul 1. Restul e 1. Faptul că scrie 7 ori ceva plus 1 înseamnă că numărul lor, suma asta a două, este un număr multiplu de 7 plus restul 1. Ce spunea? Suma oricăror două dintre ele la împărțirea la 7 se dă restul 1. Da. Și eu zic restul 1 aia părut aici. Hai să vedem un dată. Foarte tare, nu știu. Deci, reluăm. N-am mai luat cu... n-am luat cazuri concrete. Da. N-am mai luat C1, C2, niște numere și să găsim acum am găsit 18, nu știu ce, nu știu cum data trecută. Am luat în caz general. Deci am lăsat cu C1, C2, C3. Acum, ci că suma oricăror două dintre ele, noi numai două l-am făcut. Dar trebuie să luăm și cazul 2. Cazul 2 care ar fi? Cazul 2. Ar fi A1 tot 7 C1 plus 4. Iar al treilea, nu? Al treilea intră în discuție acum. Este 7C3 plus 4. Deci noi am luat doar primul caz. Când am uitat în discuție primul și cu al doilea. Da. Și a zis, suma lor, suma ăstor două, este 7C1 plus 4, adică A1, plus al doilea, adică cine este al doilea? Deci A1 ăsta, plus al doilea ăsta, și 7C1 plus 7C2 plus 4 plus 4 plus 8. Am dat pe 7 în factor comun. Și C1 plus C2. 8-ul ăsta, ăsta e momentul foarte tare legiștiului. Pe 8 îl scriu ca fiind 7 plus 1. Aici e momentul care se creează sentimentul de bucurie imens, pentru că pun mâna pe restul 1. Încât în etapa următoare dau pe 7 încă o dată în factor comun. Adică, iată, 7-le aici și 7 acolo. 7 pe lângă C1 plus C2 din primul membru și plus 1 de la 7 ori 1. Am închis paranteza și plus restul 1. Adică, iată, notând cu un număr, că e un număr, paranteza asta, cu S, suma lor, A1 plus A2, este 7 ori S plus 1. Ori de câte ori un număr este scris așa, 7 ori ceva plus 1, înseamnă că la împărțirea lui 7, restul este 1. Acum am luat cazul care? A1 cu A3, da? Ce facem? Suma lor. Începem. A1 A1 plus A3. Da? A1 plus A3 este egal cu? Hai, dar nu egal cu 7 ori C1 plus 4 plus 7 plus 4 și egal cu? Egal cu. Acum îl scoatem pe 7 în factor comun. Corect. 7 pe lângă C1 plus C3
egal mai departe cu 8 ăsta se scrie ca fiind 7 plus 1. Da, 7 plus 1, adică 7 pe lângă C1 plus C3 plus C3 plus 7 plus 1 și egal cu? Și egal cu 7 pe lângă C1 plus C3 plus C3 plus 1. Da. Și după plus 1. Plus 1. Păi ce închide partea. Și da. După. Și egal mai departe cu? Și egal mai departe cu 7 ori S. Da. Plus. Dacă nu te-ai spus asta, 7 ori S plus 1. Și când ai scris așa, e gata, ai terminat ieșițiul care ți-a arătat că la împărțirea cu 7, restul va fi 1. Da. Și să iau și celelalte cazuri. Acum pe Gegel îl înmuiem. Îl înmuiem și nu mai se are la gâtul nostru. Nu o să mai fie atât de rău, pentru că băi, mai ceva de spus, că am luat numerele, nu le-am mai particularizat. Ca să spui tu că hai să întâmplă că cele 5 numere să fie așa. Și încă ceva. La oricare două din ele. Cum noi am luat primul cu al doilea, zi-mi tu altul ca să ia, altă pereche. Dacă e, zice, pe primul cu al cincilea. Tot aceeași chestie. 4 plus 4 face 8 și el vede Gigel se potolește. Chiar dacă nu le facem pe toate cele 10 cazuri, de data asta, se sesizând când șablonul de lucru este de același tot timpul, 4 și 4 face 8 și pune 7 ăla și rămâne plus 1, nu mai are ce comenta. Nu mai e cazul să le faci chiar pe toate cele 10. Este suficient. Era nevoie de făcut 10 când erau particular date. Adică erau numele acelea care ne-am luat noi și atunci spuneam, dar pe ea luasă pe primul cu al treilea, dar pe primul cu al patrulea. Și trebuia să le facem pe toate. Iar după ce făceam pe toate, zicea, s-a întâmplat că au fost numele celelalte, le-ați ghicit voi, așa. Dar eu știu dacă în general merge. De aceea, e ghicitul corect, trebuia făcut așa. Deci trebuia inspirația rezolvitorului, când zis, oricare ar fi acele 5 numere, noi nu mai trebuia să iau modelele particulare. Deodată trebuia să spun. 7C1 plus 4, 7C2 plus 4, 7C3. Lua două dintre ele, le-a adunat, vedea, plus 1, terminat, punct. Noi am făcut-o foarte larg, o discuție largă. De ce? Pentru că voi nu aveți experiența asta a lucrurilor, dar copiii care erau la un anumit nivel mai ridicat, ei nu stăteau pe gânduri și mergeau repede pe variantele acestea cu caz general, nu caz particular. Da? Deci ei știu să făceam mult mai repede. Dar noi ne-am dus în discuție că prof online nu vrea, nu dorea numai să facă rezolvarea. Aici, dragilor, pe asta insist eu și vă spun tuturor colegilor mei, că în condițiile în care dezbatem un exercițiu, nu simpla rezolvare pusă pe tablă și la revedere, ci vorba de a pleca de jos în sus. Deci mecanismul de gândire se dezvoltă de la o lecție la alta, de la o zi la alta, dacă îi punem în situația asta. Că așa ar fi luat, era foarte simplu să iau. Fie a unul, a doi din forma asta, luam două dintre ele, vedeam pe 8 acolo, 7 plus 1, terminat, nu zi. Deci la asta altă ieșițiu. Dar nu te alegeai cu mare lucru. Spune așa. Ce am făcut acolo? N-am văzut, mă zgâlit pe tablă, am făcut niște chestii, n-am înțeles nimic. Da? Dar așa, în discuția purtată, am pătrund mai atent. Îmi pare rău, nu mai avem timp să ne ocupăm și de chestiunea cealaltă, ne oprim aici, da? Sinteza orei. Sinteza orei. O, ce lucruri frumoase am făcut. Doamne, Doamne. Ai putea să-mi pui... Unu. Descrierea unui, scrie unui număr în baza 10. Da? Scrierea unui număr. Baza 10. Apoi. Așa, după am făcut... Sumă de pătrate perfecte. Da. Deci sumă de pătrate perfecte. După exercițiu. Și 3. Teorema împărțirii cu restul a fost de bază aici. Da. Teorema împărțirii cu restul.
Deci am făcut... La 2 era și B. Adică la, la 4? La 3. La 3 mai era și B? Da. B. Mai era și B ceva... Acum? Dintre două numere, divizorilor 28. Aha. Așa. Am înțeles. Ce test este? Da. La 1 și 3. De ce test este că am avut niște lucruri frumoase, interesante. La revedere! Pe... Mulțumesc, doamne, la 5 fără 10, 5. Așa. Da? Ca să nu vedeți mai devreme.